Vă salut, dragi prieteni! Așa cum v-am promis, astăzi o să revenim cu un video în care o să vă prezint masculii din rasa voltat indian. Într-un video trecut vi mai prezentam o dată, dar atunci și m-a prins seara, era foarte întuneric și n-am apucat să vi prezint așa cum trebuie, așa cum o să facem astăzi. Vă prezint primul mascul. Un mascul tânăr, un mascul de 2016. O să vedem și ce femelă o să-i dăm la acest mascul. E un mascul tânăr. O să mergem să luăm și cel de-al doilea mascul. Și cel de-al doilea mascul îl avem. Cum vă spuneam și în videoul trecut, aici avem un mascul foarte mare. Un mascul care cântărește 710 grame. Foarte frumos și el e tot de 2016. O să mergem să luăm cel de-al treilea mascul. Am adus și cel de-al treilea mascul. Un mascul de 2015. Și el foarte mare. O să mergem să luăm cel de-al patrulea mascul și cel de-al patrulea mascul. Un mascul frumos, un almond. Să vedem. Anul trecut a avut o femelă galbenă. Să vedem, anul ăsta vrem să-i schimbăm perechea. O să mergem să luăm cel de-al cincelea mascul. Și avem cel de-al cincelea mascul. Un mascul frumos. La fel de mare. Avem un mascul de 2015. Și lui o să-i schimbăm femela anul acesta. O să mergem să luăm cel de-al șaselea mascul. Am luat și cel de-al șaselea mascul. Un mascul de 2016. Foarte mult tineret avem anul ăsta. Și matca e formată în proporție de 60-70% din tineret. Și de asta cred că o să formăm perechile puțin mai devreme. Uitați masculul. Mascul frumos. Cu o coadă faină. O să mergem să luăm cel de-al șaptelea mascul. Nu uitați să dați un like dacă vă plac masculii, dacă vă place videoul. O să mergem să luăm cel de-al șaptelea mascul. Am luat și cel de-al șaptelea mascul. Un mascul de 2014. Un mascul care nou ne este foarte drag. Și-l păstrăm, să-l păstrăm. O să vedem și ce femelă o să-i dăm.
să mergem să luăm și cel de-al optelea mascul. Uite, să și bat puțin. Am adus și cel de-al optelea mascul. Uitați-l. Un galben recesiv. Tot la fel, un mascul de 2016. O să mergem acum să luăm cel de-al nouălea mascul. Am luat și cel de-al nouălea mascul. Ia uitați-l. Un mascul de 2015. Ia uitați-l. O să mergem să luăm și cel de-al 10-lea mascul. Și avem și cel de-al 10-lea mascul. Un mascul almond. Un mascul frumos. Foarte frumos. Vedeți, avem aici în imagine toți 10 masculii. Pentru 2017. Bineînțeles, o să vă prezint și perechile când o să le formăm. Eu cred că anul ăsta o să scoatem puișori foarte frumoși. Așa cum am promis iubitorilor, am revenit cu un alt video despre masculii din pentru 2017 din rasa Voltat Indian. Sper să vă placă acest video. Dacă v-a plăcut, așteptăm și un like, un share. Și promitem să venim cu videouri. Așteptăm, ce am uitat eu, să vă rog, să-mi lăsați în descriere, să-mi lăsați la comentarii, eu știu ce video ați vrea să vă prezint din voliera mea în viitor. Vă aștept cu sugestii și o să facem videouri cu ceea ce vă interesează pe dumneavoastră. O să vă povestesc despre fiecare rasă dacă aveți întrebări. Lăsați-mi întrebări și o să rezolvăm această problemă. Eu vă salut și până data viitoare vă urez toate cele bune.